În această perioadă de caniculă, care afectează sever populația și în urma decretării codului roșu în 12 județe din țară, Patriarhia Română adresează un îndemn stăruitor ierarhilor și clericilor ortodoxi să iasă în întâmpinarea celor afectați, punându-le la dispoziție spațiul ocrotitor al bisericilor, oferindu-le apă și sprijinul de care au nevoie. Meteorologii anunță că valul de căldură care a debutat încă de luni va continua să se intensifice, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 22 și 25 de grade. În zonele de câmpie și de podiș ale județelor Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Cara Severin, Sălaj, Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara, Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale perioadei și care se vor situa între 39 și 42 de grade. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și local în Mureș, Transilvania și Oltenia, temperaturile maxime se vor situa în general între 36 și 39 de grade, valori cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice perioadei. În localitatea Lisa din județul Brașov se desfășoară în această săptămână tabăra intitulată Trăiește românește, crezi, cunoaște și iubește. La aceasta s-au reunit 45 de tineri din toată țara care pe parcursul unei săptămâni participă la activități educative, duhovnicești și artistice. Ieri, participanții au fost la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, unde au vizitat așezământul monahal și s-au întâlnit cu un alt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care le-a vorbit despre frumusețea copilăriei și despre modul în care Dumnezeu este prezent în viața fiecăruia. Tabăra BioCamp, organizată de Fundația Life Care, își propune promovarea valorilor fundamentale, atât prin activități educative, cât și prin activități distractive. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului și preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, au efectuat luni o vizită de lucru în cadrul episcopiei Daciei Felix. Vizita a fost prilejuită de preluarea temporară pentru o perioadă de un an a conducerii eparhiei Daciei Felix de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Hotărârea a fost aprobată în ultima ședință de lucru a Sfântului Sinod, în urma cererii de retragere pe motive de sănătate înaintată de preasfințitul părinte Daniil Stoienescu, episcop administrator al episcopiei Daciei Felix. Cei doi ierarhi au fost întâmpinați la reședința eparhială din Vârșeț de preasfințitul părinte Daniil și de ceilalți membri din permanența eparhială a episcopiei Daciei Felix. Aici a avut loc predarea din punct de vedere administrativ a conducerii eparhiei către episcopul din Ungaria. În aceeași zi, cei trei ierarhi români au fost primiți de preasfințitul părinte Nicanor, episcopul ortodox sârb al Vârșețului. Marți, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria și locțiitor al episcopiei Daciei Felix, a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum în Catedrala Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului din Vârșeț. La final, ierarhul a prezidat o ședință de lucru cu preoții din cadrul episcopiei Daciei Felix. Astăzi, în Piața Unirii din Timișoara, a avut loc o serie de manifestări ce au marcat împlinirea a 98 de ani de la instalarea administrației românești la Timișoara. Ceremoniile au început cu intonarea imnului național și cu o slujbă de tedeum oficiată de părintele Marius Fercoci, inspector eparhial, împreună cu preoți militari ai garnizoanei Timișoara. Cu acest prilej, părintele Marius Fercoci a transmis mesajul de binecuvântare și de felicitare al înalt preasfințitului părinte Ioan, mitropolitul Banatului. După alocuțiunile rostite de oficialitățile locale și județene, a urmat defilarea gărzii de onoare a garnizoanei Timișoara. La finalul manifestării din Piața Unirii a avut loc un concert în aer liber susținut de fanfara militară a garnizoanei. În fiecare seară din postul adormirii Maicii Domnului în bisericile și mănăstirile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se oficiază Paraclisul Maicii Domnului. La finalul slujbei vor fi ținute scurte cateheze. În acest post, preoții le vor vorbi credincioșilor despre icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, ei având posibilitatea să descarce de pe site-ul Mitropoliei Clujului nouă cateheze despre aceste icoane. Aproximativ 40 de copii din comuna Bivolar, județul Iași, au participat în perioada 27 iulie 1 august la tabăra de vară organizată la Mănăstirea Balci. Anul acesta, tinerii cu rezultate bune la învățătură și purtare s-au bucurat de numeroase activități sportive, de concursuri și diverse activități. Tabăra, care este organizată în fiecare an din 2007, a fost susținută prin sprijinul financiar al părintelui Protosinghel Isidor, starețul Mănăstirii Sfânta Treime Balci, a părintelui Emil Ojog, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Bivolar și părintelui Constantin Ulman, parohul Bisericii Sfântul Proroc Ilie Soloneț.
Proiectul Școală de Vară Prilej de Bucurie și Întâlnire cu Hristos, aflat la a doua ediție, a avut loc în Comuna Gura Văii din județul Bacău în perioada 24-30 iulie. Au participat aproximativ 40 de tineri cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani, care pe parcursul unei săptămâni au luat parte la ateliere literare spirituale de educație pentru sănătate, educație rutieră, dezvoltare personală și activități sportive. De asemenea, participanții au mers într-un pelerinaj la mănăstirile din județul Neamț. În ultima zi a școlii de vară a fost oficiată Sfânta Liturghie la care tinerii s-au împărtășit. Cetatea dacică Piatra Roșie, un obiectiv istoric mai puțin cunoscut vizitatorilor și rezultatele săpăturilor efectuate în șantierul arheologic, situat în apropierea acesteia, au fost prezentate turiștilor care s-au aflat ieri în zona localității Alun din județul Hunedoara, cu ocazia manifestării Ziua Porților Deschise, ce este organizată de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Cercetarea arheologică de pe șantierul de la Alun a fost realizată de studenți de la specializarea istoriei arheologiei din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Cetatea dacică Piatra Roșie face parte din sistemul de fortificații din Munții Orăștiei. Obiectivul este amplasat pe o stâncă din Munții Șureanu, numită Piatra Roșie, accesul fiind posibil doar pe una dintre laturile acesteia, din cauza prăpastiei care o înconjoară. În anul 1999, cetatea Piatra Roșie a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, alături de cetățile dacice Sarmisegetuza Regia, Costești Cetățuie, Costești Blidaru, Bănița și Căpâlna. Romfilatelia introduce în circulație emisiunea cu titlul A șasea jamboree națională a cercetașilor români, disponibilă începând de vineri în rețeaua proprie de magazine din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Tematica cercetășiei este una cu tradiție pentru marca poștală românească, fiind pentru a patra oară când acestui subiect este dedicată o emisiune filatelică. A șasea jamboree națională a cercetașilor români este alcătuită din patru timbre care înfățișează diferite aspecte ale vieții unui cercetaș, dar și reprezentarea grafică a cadrului în care se va derula tabăra educațională. CFR Călător va aloca vagoane suplimentare pentru trenurile care circulă spre destinațiile turistice de pe litoral și spre zonele montane, la care se înregistrează foarte multe solicitări. Viteza de circulație a trenurilor va fi redusă cu 20-30 de km pe oră față de viteza normală, iar personalul CFR va efectua revizii suplimentare la instalațiile de climatizare, din cauza temperaturilor ridicate. Pasagerii care și-au cumpărat bilete sau abonamente și nu pot să efectueze călătoria în situații de forță majoră vor primi la cerere contravaloarea pentru călătoriile neefectuate, conform regulamentului de transport pe calea ferată.